Pe 8 decembrie, Biserica Catolică celebrează sărbătoarea neprihănitei zămisliri a Maicii Domnului. Este o zi de sărbătoare celebrată în special în Nazaret și în întreaga Galilee. Papa Pius al IX-lea a formulat pentru biserica această dogmă care face parte din întreaga tradiție a bisericii. Mulți sfinți au vorbit despre această temă, neprihănita zămislire a Mariei. Tema la Immacolata Concezione di Maria. E già dall'inizio del cristianesimo. Si sviluppa qua in Medio Oriente. Creștinismul s-a dezvoltat aici în Orient, în secolul al II-lea, iar în Occident puțin mai târziu, mai ales începând cu secolul al XII-lea, în Anglia și Irlanda, mai ales prin intermediul franciscanilor. In Inghilterra, Irlanda e soprattutto attraverso l'ordine francescano. Le stesse apparizioni di Maria, per esempio. Aceleași apariții ale Mariei, de exemplu, când a apărut la Lourdes, a spus: Eu sunt neprihănita zămislire, apoi și lui Ratisbon. Când i s-a arătat, a văzut-o ca fiind neprihănita zămislire. Apoi și Sfintei Caterina la Bure. Sunt atâtea mărturii în acest sens, dar este impresionantă pentru noi această dogmă de credință. Testimonianțe riguardo, ma e impresionante per noi dogma di fede. Questo dogma viene fondato qua a Nazaret. Această dogmă de credință a fost întemeiată aici, în Nazaret. Ea începe tocmai prin a reflecta asupra cuvintelor anunțului Îngerului Gabriel, atunci când îi se adresează Mariei plină de har. Primele cuvinte ale Îngerului Gabriel ne arată că această expresie, a fi plină de har, înseamnă a fi o persoană sfântă, binecuvântată, nevinovată, iar acest lucru îi determină și pe toți creștinii să creadă tocmai în neprihănita zămislire. Tutto il popolo cristiano di credere proprio nella Immacolata Concezione. Diceva già il cantico dei canti, tutta santa, senza macchia, presentano come profeticamente questa immagine che poi si compirà in Gesù Cristo. În cântarea cântărilor se spunea deja, toți sfinți fără cusur, prezentând în mod profetic această imagine care se va împlini mai târziu în Iisus Hristos. O imagine foarte importantă și plină de speranță și pentru întreaga biserică. Ea ne face să privim cumva spre cer. Am fost concepuți înainte de creație. Este dificil, nu-i așa? Cu mentalitatea modernă, astăzi ne gândim la aceste lucruri. Noi am fost gândiți de Dumnezeu. Am fost socotiți a fi sfinți și neprihăniți în dragoste. Această expresie indică proiectul pe care Dumnezeu l-a avut în creație pentru a ne face după chipul și asemănarea sa. Și apoi a existat acest păcat originar, păcatul lui Adam și al Evei, acolo unde s-a pierdut acest chip. Dar acolo, încă din Cartea Genezei, Dumnezeu spune: Voi pune vrăjmășie între tine și femeie. E lì già Dio nel libro della Genesi dirà: Io porrò inimicizia fra te e la donna. Dogma neprihănitei zămisliri nu este un mit, nici o fabulă, ci un adevăr de credință care luminează istoria pentru că are un caracter eminamente cristologic și escatologic pe care Părintele Rino îl proclamă cu mare forță și pasiune. El ne acordă un lung interviu în care nu se teme să abordeze multe subiecte sensibile, iar curajul său este izbitor atunci când afirmă cum în spatele războiului, al morții, al resentimentelor și al urii, creștinii recunosc adevărata acțiune a divizorului, diavolul. Împotriva acestui dușman al omului, Satana, care întunecă mintea și inima, biserica recunoaște însă în Maria pe femeia Apocalipsei și se identifică cu ea. E per questo la Chiesa più che mai oggi c'è una missione. Iată de ce biserica, astăzi mai mult ca oricând, are o misiune. Aceasta îți va zdrobi capul. Acest lucru este important pentru că este tocmai misiunea pe care a avut-o Maria, aceea de a apăra, de a zdrobi capul șarpelui, care este diavolul. Iată de ce este frumos ca sărbătoarea neprihănitei zămisliri să fie celebrată în timpul Adventului, pentru că toată așteptarea pe care o trăiește biserica, inclusiv liturgic, este că Domnul va veni și va veni, va veni cu toți sfinții săi, spune Zaharia, și va face dreptate. Verrà con tutti i suoi santi, dice il profeta Zaccaria, e farà giustizia.